Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah consideră că limba oficială în Republica Moldova este limba română, fiind întrebată în cadrul unui interviu pentru portalul de știri unimedia.info dacă ea vorbește limba română sau limba moldovenească. Vlah mai crede că limba oficială a statului, limba română, trebuie învățată și vorbită de toți corect pentru a demonstra respect față de ea, iar statul, la rândul său, trebuie să creeze condiții pentru toți ca să o studieze. Prima mea întrebare ar fi, dumneavoastră, veți vorbi astăzi în limba română sau în limba moldovenească? Bună ziua tuturor! Eu vreau să zic că eu învăț limba română și cred că s-a făcut prea multă polemică inutilă la acest subiect. Să nu pierdem timpul și energie, pentru că pe această polemică nu fac pe nimeni câștigătorul, de aceea eu cred că mai bine să învățăm această limbă frumoasă și să o vorbim corect. Astfel, eu cred că vom demonstra respectul față de limba oficială a statului și consider că noi trebuie creăm condiții pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să învețe și să vorbească limba oficială a statului. Și avem multe probleme în această situație, de aceea vom demonstra respectul nostru. Apropo, doamna Vlah, dacă tot vorbiți despre probleme, presupun că vorbiți anume de situația din regiune. Dumneavoastră, când ați început să învățați limba română și de ce ați decis? Știți, am învățat limba română la școală, dar nu a fost suficient. Am avut multe încercări când am lucrat la Parlament, când am făcut doctoratul, dar am reușit mai puțin. Când am devenit bașcan, am aflat despre programul ENTIM. Este un program util și comod pentru oameni care nu cunosc limba, dar care vor să cunoască limba într-un timp scurt. Am învățat un an. Ce dumneavoastră auziți este rezultatul unui an, dar este dreptat, m-a ajutat fiica mea, care vorbește trei limbi și eu continui să înveț împreună cu profesoara mea. Ea mă ajută să îmi perfecționez nivelul meu față de cunoașterea limbii și eu vreau să fiu persoană multilingvă. Dar eu cred că toți oamenii care trăiește în Republica Moldova trebuie să fie multilingvi. E opinia mea. Am înțeles. Cum se studiază limba română în autonomie? Știu că pe parcursul anilor au fost foarte multe discuții despre faptul că oamenii din Găgăuzia nu vorbesc limba română și cea mai mare problemă era lipsa instruirii în acest sens, pentru că școlile erau în limba rusă, nu aveau ceea ce se preda în română, presupun că era insuficient. Acum știu că avem un liceu, dacă nu mai multe, în limba română, în Comrat, acum este în reconstrucție. Care este situația acum? Acum 26 de ani noi am vorbit despre cunoașterea limbii române, dar doar vorbim. De aceea, acum 5 ani, noi lucrăm și să creăm condiții, vrem să creăm și creăm condiții pentru învățarea, dar noi avem acum în Găgăuzia doar 3 școli, în Comrat, în Vulcănești și în Chiselia Rusă. În acest an noi am deschis un clas cu predare în limba română în Cedar Lungă, dar noi suntem la începutul călii și eu vreau să zic că, da, dumneavoastră aveți dreptate, acum construim un bloc nou pentru liceul Mihai Eminescu cu predare în limba română. Și această construcție a susținut Guvernul Republicii Românie. Ei
au donat 15 milioane de lei și guvernul Republicii Moldova, guvernul a susținut 5 milioane de lei. Este un proiect foarte bun pentru autonomie, pentru copiii noștri. Vreau să zic că acolo, în această clădire, va fi un sal, o sală mare de sport, acolo va fi o cantină nouă, laboratoarele modeste de chimie, de fizică, de biologie și condițiile bune. De aceea este un exemplu bun pentru țara noastră, pentru că această problemă este nu doar în autonomie. Noi trebuie să creăm condiții în toată țara. Dar eu văd că situația în ultimul timp schimbă și eu văd că părinții și copiii vor să învață în limba oficială a statului, în limba română, și eu văd că susținere din partea Guvernului Republicii Românie și Guvernului Republicii Moldova este un gest foarte, foarte bun. Dar noi nu trebuie să stupăm aici, noi trebuie să mergem înainte și noi trebuie să creăm așa condițiile care în fiecare sat și în fiecare oraș părinții vor să alege unde trebuie să învață copilul lui. Vor putea să aleagă. Da, în liceul cu predare în rusă, în liceul cu predare în găgăuză, în liceul cu predare în română, trebuie să facem o alegere pentru oamenii noștri și eu cred că situația se schimbă. Eu sper. Da, și momentul în care și Bașcana vorbește în limba română este și un impuls, adică se poate. Eu trebuie încă să învăț, dar eu trebuie să fiu un exemplu pentru oamenii noștri, pentru că aveți multe pericole. Oamenii noștri, știți, ei nu, mulți dintre ei nu înțeleagă că noi putem să schimbăm viața noastră, noi putem să implicăm în viața Republicii Moldova când noi vom fi pregătiți, când noi vom putem să fiți ca oamenii de ca cetățenii acestei Republicii Moldova, da. La 6 eu încep lecție de limba română. Da.